Donald Trump are probleme financiare. În acest context, presa de peste ocean relatează că fostul președinte american este pe punctul de a finaliza vânzarea hotelului său de lux din Washington. Trump este în negocieri cu o firmă de investiții din Miami pentru a-i vinde drepturile asupra Trump International la o sumă de peste 370 de milioane de dolari. Așa a arătat inaugurarea hotelului Trump International în anul 2016, o clădire istorică deținută de guvernul federal american. Proprietatea are 263 de camere și apartamente de lux și este amplasată în fostul sediu al poștei americane, în apropiere de Casa Albă și Capitoliu. Donald Trump a închiriat clădirea cu scopul de a o transforma într-un hotel de lux, care să devină un loc de adunare pentru Partidul Republican, susținătorii săi și demnitari străini. This was considered one of the great buildings of Washington, one of the great buildings in the country, and it's been restored to the highest level, well beyond from when it was built, and it's going to be something really special. I think when it's completed, it will be truly one of the great hotels of the world. Un raport al unei comisii parlamentare arată însă că Trump International a suferit pierderi de 70 de milioane de dolari de la data inaugurării și până la finalul anului trecut. După ce Trump a pierdut alegerile, hotelul a avut doar jumătate din camere ocupate. First and foremost, he never should have been permitted to have kept the old post office in Washington, D.C. It's a clear violation under the General Services Administration. He should have immediately, as a president, you're certainly not allowed to own or to be leasing a piece of property from the government. It's just a conflict of interest. Valoarea tranzacției pentru vânzarea hotelului ar putea ajunge chiar și la 400 de milioane de dolari. Este o sumă dublă față de cea cheltuită de organizația lui Trump pentru a transforma fosta clădire guvernamentală într-un hotel de lux. Cu toate acestea, vânzarea hotelului atrage atenția și asupra averii lui Donald Trump, în valoare de 2,5 miliarde de dolari, care pare să se fi diminuat considerabil în ultima perioadă. Interesting thing today that happened at Forbes 400 came out with their list and for the first time Trump is not on it. He got pushed aside, so you know it's a bad day for Donald Trump. This organization is going to have to really reevaluate itself because its basic premise, its reason to be is highly in a very, very precarious situation now. Potrivit presei americane, sunt cel puțin 12 firme care și-au exprimat interesul pentru proprietatea fostului președinte american. De asemenea, au fost demarate discuții pentru eliminarea numelui Trump în favoarea unui alt brand hotelier.